ați revenit pe canalul meu. Astăzi sunt acasă cu o gălăgie de fete. Ce era tare? Raluca aici. Este și Raluca, dar o să apară mai târziu. Astăzi v-am pregătit un nou tutorial de machiaj. Săptămâna trecută s-a lansat oficial brandul Urban Decay în România, pe care găsiți produsele Urban Decay în magazinele Sephora, deocamdată din București, în Promenada, în Băneasa, în Magheru, Vitan. Adina șoptește! Afi! În Afi. Plața. Și Plața. Și online. Și online, da. De ieri puteți comanda și de pe Sephora.ro. Și eu am primit la evenimentul de lansare paleta Naked 2. Deja aveam paleta Naked 1 și Naked 3 și sunt foarte încântată. Tocmai de aceea, astăzi v-am pregătit un machiaj cu această paletă. O să vedeți că la sfârșit vă propun două variante de ruj, unul mai nude și acesta pe care îl port și îmi place foarte mult. Sper să vă placă tutorialul meu. Dacă aveți întrebări, nu uitați să le lăsați în comentarii. Am început prin a curăța tenul cu apa micelară Nivea și apoi am aplicat crema Velvet Anti-Shine Cream de la Cremeria. Pentru ten am folosit fondul de ten MAC Face and Body în nuanța N3 și am sculptat pomeții cu fondul de ten Stick MAC Pro în nuanța 96. Am neutralizat cearcănele cu corectorul Maybelline The Eraser Eye și am fixat totul cu pudra MAC Studio Sculpt Defining Powder. Am făcut sculptingul cu pudra bronzantă Makeup Forever Pro Bronze Fusion și pe pomeți am aplicat blushul Lancome Blush Subtil în nuanța 11 brun roșu. Tenul l-am iluminat cu Shimmer Brick în nuanța Rose de la Bobbi Brown, iar pe ploape am aplicat Urban Decay Primer Potion pentru a spori rezistența fardurilor. Am aplicat sub sprânceană nuanța Buticol, iar pliul l-am evidențiat cu nuanța Tease. De asemenea, am aplicat nuanța Tease și pe linia genelor inferioare, apoi am folosit nuanța Blackout, care este un negru mat, în colțul extern al ochiului și pe linia genelor inferioare. Apoi am aplicat nuanța Copper în centrul ploapei mobile și am folosit dermatograful Extreme Lashes Glide Liner în nuanța Extreme Black pe conjunctivă și pe linia genelor ploapei superioare, apoi am estompat dermatograful cu ajutorul unei pensule. Sprâncenele le-am conturat cu eyebrow gel de la NYX în nuanța blond și apoi am aplicat Brow Drama de la Maybelline în nuanța dark brown. Prima propunere este un ruj mat într-o nuanță nude de la Inglot în nuanța 417. Iar pentru cele care se simt îndrăznețe, le-am propus rujul Astor Perfect Stay, nuanța 225.
tutorialul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că ați învățat lucruri noi, sper că v-am arătat produse noi. Dacă aveți întrebări sau sugestii sau vreți să fac vreun machiaj anume, vă rog să-mi scrieți sau ori să-mi lăsați un comentariu. Și dacă v-a plăcut tutorialul de astăzi, nu uitați să-i dați un thumbs up, un share și să dați subscribe la canalul meu. Vă pup! Am manicură de Valentine's.